Discutăm cu Gabriela Firea, candidatul PSD la primăria Capitalei. La documentare, doamna Firea, am încercat să văd cine sunteți și am văzut așa, jurnalistă, poetă, prozatoare, membra a Uniunii Scriitorilor, cântăreață de muzică populară, am văzut că ați lansat vreo două volume, om de afaceri, senatoare din partea PSD. Când aveți timp să faceți toate astea? Toate aceste lucruri nu au fost făcute în două luni. Este vorba despre 20 și ceva de ani, în care, după ce am venit de la Bacău în București la studii, am intrat în presă. În timp ce eram student, am colaborat în presă și am continuat la finalizarea studiilor, iar dumneavoastră ați prezentat aici parte din activitatea mea profesională, precum și anumite hobby-uri, pentru că nu sunt nici solistă, profesionistă, chiar dacă am lansat în scop umanitar două albume de folclor românesc, pentru că îmi place foarte mult și este o pasiune, dacă vreți, dar nu mi-ocup activitatea profesională sau timpul. Bineînțeles că întotdeauna e nevoie de mai mult timp pentru familie, pentru prieteni, pentru, nu știu, citit, pentru mers în aer liber, dar important este cum ne organizăm o zi, cum ne organizăm o săptămână, așa cum am vorbit în discuțiile noastre pe SMS, poate vi s-a părut puțin surprinzător, dar sunt un om foarte organizat, chiar dacă se spune despre femei de multe ori că nu au de fiecare dată această capacitate. Eu am avut doar experiențe pozitive în acest sens și așa cum îmi organizez bine viața personală, așa fac și în cea profesională, astfel încât nu vreau să am sincope sau suprapuneri de program sau să las la voia întâmplării anumite activități. Și atunci găsim timp pentru toate. Dar acum cum vă definiți, profesional vorbind, ce sunteți adică? Sunt senator al României, sunt aleasă în Ilfov, și cred că am o activitate pentru un parlamentar începător destul de consistentă. Sunt unul dintre parlamentarii care nu-i fac de râs pe alegători, nu sunt chiulangiu, am înțeles nu asta. Și votez am mai găsit, la două mâini. Am mai găsit ceva. Da, vă rog. Doctorand în economie, încă un doctor? Mă bucur că mi-ați adresat această întrebare. După ce am finalizat studiile la filologie, m-am gândit că lucrând în presă și încercând să mă specializez pentru a nu fi omul bun la toate și de fapt la nimic, am încercat o specializare în domeniul economic, ceea ce am și reușit, și după ce am participat și absolvit mai multe cursuri universitare și academice la Academia de Studii Economice, am dat un examen pentru admiterea la doctorat, un examen pe care l-am luat cu o notă foarte mare, puteți verifica în arhiva ASE, studenții care doresc să ajungă doctoranți și provin de la un alt profil decât cel economic, trebuie să dea o seamă de examene, bibliografia fiind, cred eu, destul de consistentă. Am învățat foarte mult, îmi place și acum economia, probabil dacă cineva mă sfătuia în liceu, nu dădeam la filologie, ci aș fi mers către ASE, dar pe mine m-a prins revoluția în clasa 12 și a fost un an foarte bulversant pentru toți românii și probabil că nu am știut exact către ce să mă îndrept. Am început anii de doctorat, mi-am dat toate referatele, 2 ani de zile, dar la un moment dat eu am decis să îl îngheț, cum se spune, să pun un punct și o virgulă, pentru că consideram că nu mai am foarte mult timp. Deja eram și mamă, eram și jurnalist, soție, mamă și vorba dumneavoastră, aveam și alte hobby-uri. Practic nu am finalizat lucrarea de doctorat și cred că este mai bine așa, pentru că de la acel moment mi-am dorit să-mi realizez singură lucrarea de doctorat, să nu mă inspir și iată peste ani ce s-a întâmplat în legătură cu alte cazuri de persoane care, nu știu, poate s-au inspirat mai mult sau mai puțin din alte lucrări științifice, lucrări academice. Așa că la acest moment pot să spun că sunt absolventă a două cursuri importante academice și postuniversitare la ASE, management bancar și bursier și mecanisme fiscale și valutare internaționale. Am și un curs de brokeraj, dar nu sunt doctorat. Nu sunt doctor în ceva, în economie. M-aș fi vrut să mă specializez și pentru asta m-am pregătit,
dar repet... Și nu intenționa să-l mai luați, titlul de doctor, în mare asta de doctor? Dacă voi mai avea timp la un moment dat, îmi voi finaliza și lucrarea, pentru că, repet, așa am considerat și atunci că aveam 20 ceva de ani și acum la 40 ceva de ani, cred că lucrarea totuși trebuie să o realizez cap-coadă și vă spun și care era domeniul pentru care aș fi vrut să mă specializez. Era vorba despre activitatea bursieră. Dacă vă aduceți aminte, tot ceea ce s-a întâmplat cu FNI, cu Caritas, și am simțit că în acest domeniu este un gol. Sunt mulți și românii, aici, românii știți, nu înțeleg diferența dintre a depune o sumă de bani într-un cont bancar și aceeași sumă de bani să meargă pe piața de capital. Și aici am vrut să mi-obțin doctorat. Trebuie să-l dați cuvântul, nu lase. Da, vă dați seama. O iau ca pe o glumă. Cu alte cuvinte, nu, într-adevăr, nu sunt doctor. Am oprit aceste cursuri doctorale tocmai pentru că mi-am dorit să contribui doar eu personal la realizarea lucrării de doctorat, fără inspirație. Haideți să începem interviul. În altă parte. Ce ziceți? Asta a fost încălzirea, da. Să înțeleg. Ce credeți despre condamnarea lui Dan Voiculescu? A fost un abuz, avem de-a face cu o sentință politică, sau domnul Voiculescu a fost pedepsit pentru că a încălcat legea? Vă dați seama, am lucrat foarte mulți ani în trustul intact. După anul 2000, în care am fost secretar de stat în guvernul Mugur Isărescu și purtător de cuvânt al cabinetului Isărescu, am început să lucrez în trustul intact. Mi-am făcut foarte mulți colegi și prieteni. Domnul Voiculescu venea la anumite activități ale noastre. Nu lucram direct, bineînțeles, pentru că exista un manager. Pe atunci, domnul Oancea, care acum are aceeași poziție importantă la B1 TV. Noi lucram direct, nu exista o relație zilnică și directă între domnul Voiculescu și jurnaliști. Personal, nu pot să vă ascund faptul, nici măcar dumneavoastră, că m-a surprins și m-a afectat decizia în ceea ce îl privește pe domnul Voiculescu. Mi s-a părut că sunt ani foarte mulți care s-au acordat și aici a fost întrebarea o mare este surpriză. Sigur. Sunt un om care a respectat și va respecta în continuare toate deciziile din justiție și cele care mă vizează pe mine, pe familia mea sau pe alte persoane. Nu pot să o calific, pentru că în afară de cetățean sunt și parlamentar și cred că am o dublă responsabilitate să nu îmi dau eu cu părerea despre o decizie a unei instanțe. Consider că ar fi un lucru greșit să o cataloghez într-un fel sau altul. Este o decizie a instanței care trebuie respectată de toată lumea. Domnul Voiculescu ispășește această pedeapsă și nu mai este nimic de comentat dincolo de această realitate. Oricât de mult ne-ar părea rău sau altora bine pentru această situație. Ați lucrat, cum spuneați, doamna Firea, pentru domnul Voiculescu ani de zile. I-ați condus publicații, dar ați făcut mai mult decât atât. I-ați condus o agenție de publicitate, Intact Advertising. Adică ați făcut cum ar veni bani pentru mogul. Unii vor spune că ați rămas omului Voiculescu și că dacă veți ajunge primar, veți lucra tot pentru el. Nu vi se pare legitimă o astfel de temere? Am fost, în afară de realizator și moderator la Antena 1 și Antena 3, am fost director publicației Săptămâna Financiară, director publicației Financiarul, de asemenea revista Felicia, revista Cultura. Nu am fost director la aceste agenții pe care o numiți dumneavoastră. Informația probabil asta este, am găsit-o pe da, probabil este o Wikipedia. Eroare. Eu nu am fost director la aceste agenții de publicitate. Activitatea mea în primii ani s-a desfășurat strict în zona editorială. În ultimii ani de participare la activitatea Trustului Intact am avut de asemenea atribuții manageriale, dar în subordinea mea existau directorii economic, financiar, de marketing, de publicitate. Nu eu eram cea care mergea să solicite anumite contracte sau bugete de publicitate. Cred că este o eroare care s-a strecurat. La Primăria Generală a Capitalei, dacă voi ajunge, și poate și în urma interviului realizat de dumneavoastră îi voi convinge pe unii dintre bucureșteni, mă bazez pe acest lucru, de aceea am și acceptat să mă întâlnesc cu dumneavoastră și aș face-o în continuare cu mare plăcere, îi voi reprezenta doar pe cetățeni, nu, sub nicio formă nu reprezint pe nimeni altcineva în afară de interesul cetățeanului. Nu sunt un om care poate să fie considerat o marionetă sau o păpușă sau o persoană care nu are propriul sistem de valori sau propriul fel de a gândi și a acționa. Vă întreb asta pentru că
această temere pare legitimă câtă vreme Antena 3, Antena 1, televiziunile familiei Voiculescu, am văzut că vă susțin puternic în această campanie. Da? Da. Eu nu prea am văzut. V-am văzut la Antena 1, v-am văzut la Antena 3. Am fost destul de rar. Acum, lăsând gluma la o parte, nu-mi dau seama cine anume mă va susține în această campanie și mă refer aici la presă. Am fost și sunt invitată în continuare la emisiuni care aparțin tuturor posturilor de televiziune. Nu sunt un abonat, cum se spune, doar al trustului Intact. Dimpotrivă, și vreau să vă spun că în ultimele luni mi-am rărit foarte mult aparițiile, dacă ați constatat acest lucru, dacă nu puteți să solicitați o monitorizare, pentru că am considerat că este bine să-mi aloc mai mult timp, atât pentru documentare, cât și pentru acțiuni în capitală, pentru întâlniri cu cetățenii, și acest lucru, credeți-mă, ia foarte mult din timpul unei persoane și nu mai rămâne multă vreme și pentru televizor. Deci nu știu cum se va poziționa Antena 3 față de mine în campania electorală. Sper să fie o poziționare corectă față de toți candidații la Primăria Generală a Capitalei. Eu săptămâna trecută l-am văzut invitat pe domnul Ludovic Orban, iar eu nu am fost invitată atât de recent. Poate voi avea și o invitație. Eu am participat duminică seara la Digi24, de exemplu, la emisiunea doamnei Elena Vijulie. Ce poate este doar o percepție. Ce părere aveți despre doamna Laura Codruța Kövesi? Cred că demonstrează faptul că nu doar bărbații pot fi puternici și în fruntea unor instituții atât de importante. Consider că mă ajută acest exemplu public, mai ales în fața acelora care cred că femeia este potrivită mai mult pentru activități casnice, iar în viața politică mai mult în calitate de consilier, îndrumător al politicienilor, dar nu să fie ele cele care decid, ele să fie în fruntea unor organizații. Consider că doamna Kövesi a demonstrat că o femeie poate să coordoneze bine activitatea unei instituții care se referă la o activitate atât de dificilă și necesară oricărei țări. Deci înțeleg că nu sunteți de acord cu cei care o critică, cei care spun că DNA comite abuzuri sub Kövesi ca instrumentat dosare politice. Dacă se va dovedi în cazul în cazul oricărei instituții că unii dintre reprezentanții săi au comis abuzuri, că nu putem spune că o instituție este abuzivă. Oamenii sau anumiți oameni dintr-o instituție pot să comită abuzuri sau pot să încalce legea sau pot să aibă anumite interese, sunt convinsă că va exista posibilitatea unei curățenii din interior. De altfel, vă spun și dumneavoastră ceea ce am răspuns tuturor întrebărilor care au venit pe marginea anumitor circumstanțe din domeniul justiției. Ca în orice domeniu, cred că și aici ar fi potrivit curățenia, echilibrul sau anumite aspecte care nu sunt clarificate să vină din interior și nu o forță exterioară să facă anumite presiuni pentru clarificările pe care le-am menționat mai sus. Am văzut un punctaj atribuit PSD în care scrie asta, că e bine să o lăudați în presă pe doamna Kövesi. Da? Și scrie și cum și ce să ziceți. N-am primit acest punctaj. N-am primit acest punctaj. Păi, ziceți cam, punctaj, cam ce scria pe acolo, nu păi, foarte departe. Poate era un așa zis punctaj realizat de adversarii noștri și atribuit nouă. Având în vedere că a fost publicat de un jurnalist de la România TV, da? Domnul Ghiță, da, mă îndoiesc. Dacă ajungeți, acum recent sau mai recent, de mult? Acum câteva zile. Dacă ajungeți primar, doamna Firea, vă gândiți la funcția de președinte PSD? Și vă întreb asta pentru că dacă ați ajunge primar la capitală, aveți toată legitimitatea să doriți mai mult. Veți fi PSD-ul cu cel mai mare număr de voturi din partid.
Nu m-am gândit și nici nu mă gândesc în continuare la perspectiva de a deveni președintele PSD și vă spun și de ce. Sunt membru al PSD de aproape 4 ani de zile. Președinții PSD. Nu, e vorba doar de acest lucru. Sunt membru PSD de 4 ani de zile. Mi-am câștigat mandatul de senator de Ilfov cu al 4-lea număr de voturi din țară. Cred că oricine ar fi flatat de un număr atât de mare de voturi, aproape 45.000 de voturi într-un județ, și am ajuns membru al Biroului Permanent Național la propunerea colegilor mei. Eu niciodată, domnule Tapalagă, nu m-am dus la conducerea PSD să o rog să-mi dea și mie un post. Colegii mei vă pot răspunde la această întrebare. Și domnul Ponta și domnul Dragnea, precum și fosta președintă a Organizației de Femei, doamna ministru Ivana Plumb, și actuala președintă a Organizației de Femei, doamna europarlamentar Viorica Dăncilă, ei m-au propus să fiu vicepreședinte PSD și nu eu am fost cea care mi-am dorit mai mult în carieră și care eventual să fi dat și din coate în sensul propriu al cuvântului, dar mai ales în sensul impropriu al cuvântului, adică să tragă anumite sfori care se practică în domeniul politic. Nu îmi doresc să ard etape în politică, vreau să iau lucrurile așa cum vin și nu sunt un om carierist. Propunerea de a fi candidatul PSD la primăria generală a Capitalei a venit tot din partea colegilor mei, după un comitet executiv din iarna trecută, în care, după mai multe analize și evaluări, au venit cu această propunere. Nu eu m-am dus la dumnealor și le-am spus, știți, nu mă trimiteți pe mine să candidez. Nu m-au silit, dar ei m-au propus. Și ei m-au convins și pe mine că ar fi o variantă bună. Și dacă tot ați vorbit de etape în politică, primăria Capitalei e o etapă. Nu este vorba despre o etapă. Primăria Capitalei este o imensă responsabilitate. Nu, în sensul peiorativ. Nu în sensul ăsta mă întreba. Sigur, acum o să spuneți, mă concentrez pe Primăria Capitalei, doresc să câștig Primăria Capitalei. Păi dacă știți răspunsurile, de ce mă mai întrebați? Vă spun de ce. În visele dumneavoastră politice, vă gândiți urcând mai sus decât atât? Decât Primăria Capitalei? Nu. Și vă spun și de ce. Am citit speculații, unele dintre ele chiar m-au amuzat. Altele nu m-au amuzat, m-au întristat. Se făceau speculații de genul următor. Cine ajunge din PSD primar general al Capitalei, sigur va candida apoi la președinție. Și chiar m-a surprins acest mod de a gândi. Să vă spun de ce. Pentru că, deși sunt un om care a venit în București pentru a urma cursurile unei facultăți umaniste, eu sunt, de fapt, un om foarte pragmatic. Și am face planuri cincinale în legătură cu propria viață și propria carieră, consider că este contraproductiv. Avem atât de multe lucruri de făcut astăzi și eventual mâine, încât să ne gândim ce vom face poi mâine, nu mi se pare util. Și nu mi-am ghidat niciodată viața după un astfel de principiu, să încerc să fac scenarii în care eu să fiu un personaj și să urzesc tot felul de întâmplări. Nu mă caracterizează acest Acolo mod de a gândi. Minte, nu încolțește gândul, ideea. Nu, nu cred că va încolți. Știți de ce? Sunt cu picioarele pe pământ. Credeți-mă. Știți foarte bine, ca jurnalist cu picioarele pe pământ, că... Și cu capul pe umeri. Știți de ce v-am întrebat asta? Pentru că Primăria Capitalei este o trambulină de lansare către președinție și nu se poate. Imposibil ca acel politician care vrea să ajungă primar să nu se gândească și la next step. Păi de aceea este în București ce este, și anume haos. Pentru că, posibil, cei mai mulți primari generali ai Capitalei s-au gândit la Primăria Capitalei ca la o redută politică și nu ca un loc în care să te duci să rezolvi problemele. Vă rog să nu luați acest răspuns ca fiind unul populist, ci este unul realist. Și vă spun cu toată sinceritatea și seriozitatea. Îmi doresc să ajung primarul general al Capitalei pentru ca viața noastră a tuturor să se schimbe în bine. Este inadmisibil, sunt de la 19 ani în București, să ne confruntăm de la un an la altul cu probleme din ce în ce mai grave. Vorbeam aseară cu directorul unui mare spital din București, care îmi spunea că în fiecare an sper să se rezolve problema traficului, problema parcării lor din București, a poluării din capitala spitalelor. Și în fiecare an, în loc să se rezolve, aceste probleme se înmulțesc. Haideți să rezolvăm
rezolvăm noi totul în capitală și să devenim un București cu adevărat european și pe urmă facem și planuri politice împreună câte vreți dumneavoastră. O să vă rog să scurtăm cât putem răspunsurile la întrebări, pentru că mai am foarte multe întrebări. Una mai interesantă decât alta. Vai de mine, nu trei pagini, restul e documentare. M-am liniștit puțin. Ce face soțul dumneavoastră? Candidează la un nou mandat în voluntari? Vă spun sincer că în acest moment nu a luat o decizie. Cu siguranță decizia aparține lui, nu pot să-l influențez nici într-un fel. Până pe data de 25 aprilie, termenul legal, cu siguranță va lua o decizie în acest sens. Cum de nu a luat o decizie până acum? Să vă spun, în PSD. PSD. În PSD, suntem amândoi în PSD. Vă spun sincer că acum sunt cel puțin două idei importante exprimate prin oameni firește. Unii spun de ce să nu candidezi, de ce să abandonezi proiectele tale, ai transformat o comună într-un oraș, ai preluat voluntariul cu 3 km de canalizare și acum sunt 300 de km, într-o lună se finalizează și această lucrare mare pe PIDU, care înseamnă extinderea șoselei Pipera Tunar și Iancu Nicolae, de asemenea, o lucrare aici foarte importantă. Puțin. Și ceilalți care spun, deci cei care spun să-și continue activitatea, pentru că nu are el nicio vină că soția sa candidează la București, un grup, să spunem, de colegi, de oameni care îl susțin, și mai sunt și alți colegi care îi spun, câtă vreme Gabi intră în această competiție pentru Primăria Generală a Capitalei, tu ai făcut foarte multe lucruri, ți-ai spus un cuvânt greu pentru administrația din zona metropolitană și este mai bine să te retragi, cum spune românul, în glorie și să o susții pe ea moral, mai ales că avem și copii mici acasă și din acest punct de vedere ne dorim să avem o familie unită, nu din pricina activității noastre să ne punem în pericol familia. Și mi-a spus de fiecare dată că se va gândi foarte serios care din aceste drumuri să fie cel pe care îl alege. Și mai avem puțin timp. Decide? V-am spus, pe 25 ar trebui depuse documentele pentru candidatură. În perioada următoare, maximum spre două săptămâni. Așa, spre, cum m-a simțit, înclină spre candidatură? Dar vreau să-l întrebați pe el. Să stea acasă copii? Ce ar vrea să facă? Mai bine îl întrebați pe el. Deci, în acest moment nu a luat o decizie, dar sunt posibilitățile pe care vi le-am prezentat și cu fiecare cu argumentele respective. Dincolo de ce spune partidul, știți ce mă înspăimântă? Da. Personal. Da. Ideea în sine, ca o familie, familia Pandele în cazul dumneavoastră, să fie stăpână peste București, voluntari, Pipera. Și imaginea de... Dacă îmi spuneți în ce sunt stăpână... Stăpânească dialogăm. În sensul conducerii unor administrații extrem de importante. Conducerii unor administrații. Veți conduce administrație în calitate de primar. Adică și o familie rezolvăm probleme. Asta înseamnă să administrezi, să rezolvi probleme. Imaginea nu vă creează o problemă de... Puneți-vă dumneavoastră în locul meu. Când m-am căsătorit cu Florin, el era deja primar. Și eu acum, ca soție, să vin acasă și să-i spun, dragă soțule, partidul meu a decis ca eu să fiu candidatul pentru Primăria Generală a Capitalei, lasă tu toată activitatea ta la o parte, stai tu acasă cu copii, eventual fă și mâncare, fă și curățenie în casă, pentru că PSD a decis că eu să intru în această, ca eu să intru în această competiție și sigur o voi câștiga. Este foarte greu să-i spun eu acest lucru. Decizia trebuie să o ia el, numai el. Și credeți-mă că, așa cum îl cunosc eu și cei care intră în contact cu el și puteți și dumneavoastră să aveți posibilitatea să-l cunoașteți personal, nu numai după percepții, este un om inteligent și este un om care se gândește la binele celorlalți. Dacă în următoarele două săptămâni balanța va înclina către retragere, să știți că, bineînțeles că se va gândi că își abandonează echipa, îi abandonează pe cetățenii care l-au votat de fiecare dată cu 80-90%, dar va face ce va fi mai bine. Eu mă bazez că va lua o decizie pe care el o va considera cea mai bună. Bineînțeles că ceea ce mă întrebați este și o preocupare a noastră. Să nu credeți că noi trăim în lumi paralele, chiar dacă pare așa. Normal că ne gândim și noi ce cred cetățenii, ce cred oamenii, dacă este bine, dacă este rău, evaluăm, analizăm, vorbim și noi cu persoane care
poate sunt mai înțelepte decât noi, să ne dea o părere, să ne dea un sfat. Dumneavoastră ce ați face? Poftim, vă întreb și pe noastră. Eu vă spun ca simplu... Să mă retrag simplu, eu sau el? Sau amândoi? Sau niciunul? Privitor, nu da, în calitate da. De jurnalist. Da. Îmi displace ideea ca o familie da. Să conducă o administrație atât de mare. O administrație apropiată, pentru că voluntariul este una din cele 40 de localități ale Ilfovului. Deci este o familie să doar, conducă da. București, voluntari Pipera, un cartier... Pipera al... este un cartier al voluntariului, nu deci, este o altă localitate. Deci voluntari Pipera, asta spuneam, da. De un, cât un sector aproape. Este... Exact cât un sector. Exact cât este un ca sector. Un sectorul 7. De asta spun fi. Că mi se pare prea mult. Ei au făcut și un referendum pentru a deveni sectorul 7 al capitalei. Uite părea, că poate era mai părea, bine. Mi s-ar părea prea mult, asta spun. Repet, depinde și cum pare excesiv. Da, depinde și cum privești obligația ta ca administrator. Dacă te duci la primărie ca să exerciți putere sau exces de putere, 100% sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă mergi acolo în ideea de a rezolva probleme, atunci te gândești că de fapt e o încărcătură foarte mare pe o familie. Repet, avem și noi ca preocupare tema ridicată de dumneavoastră și în, să zic, 2 săptămâni vom lua o decizie. Și după aia de mai fapt, e ceva. Soțul meu trebuie să ia o decizie. După aceea mai e ceva. Dumneavoastră sunteți mulțumită de modul cum administrează domnul Pandele, soțul dumneavoastră, lucrările din Pipera, lărgirea șoselei la 4 benzi? Treceți pe acolo cu mașina? Păi normal presupun. Că trec, dar n-am elicopter. Nu mi-am cumpărat okay? elicopter. Este vorba despre un proiect obținut pe fonduri europene, 22 de milioane de euro, un proiect pe care l-a obținut UAT voluntari acum 7 ani de zile. Din păcate, din cauza legislației precare în materie de absorție de fonduri europene, a putut avea loc un proces pe rol de peste 3 ani de zile, practic locul 2 în ierarhie, în urma organizării licitației, a contestat locul 1, iar acel proces care în toate statele europene durează foarte puțin, tocmai pentru a nu bloca fondurile, la noi a durat peste 3 ani de zile. În mai anul trecut, abia s-a putut da ordinul de începere a lucrărilor. Potrivit proiectului aprobat de Uniunea Europeană, această lucrare amplă trebuia să se încheie în 36 de luni. În 36 de luni. Iată că, repet, lucrarea s-a început în mai anul trecut și ea este aproape de finalizare. Într-o lună, o lună și ceva se finalizează. S-a finalizat, așadar, într-un timp record. Nu este vorba doar despre lărgirea de la 2 la 4 benzi a bulevardului Iancu Nicolae și a bulevardului Peratunari. Este vorba despre o lucrare de infrastructură complexă, pentru că presupune și rețeaua de apă, de canalizare, rețeaua electrică. Adică de la și zero. Și toată de la zero. Credeți-mă, puteți să întrebați pe specialiști, explicați-mi... să vă spună ei dacă termenul de un an și ceva a fost unul lung sau potrivit, repet, pentru o lucrare în legătură cu care specialiștii Uniunii Europene au dat 36 de luni ca termen. Și nu este vinovată primăria și nici Consiliul Local Voluntar pentru faptul că acest proces a știu, fost pe rol n-aș și a să insistăm foarte mult nu, cu o temă care nu ține de dumneavoastră. Dar însă... asta este realitatea și puteți să pot să vă dau documentele după emisiune, să mergem să le cerem copii ca să le studiați, să vedeți că ce vă spun este real. Trec prin zonă în fiecare zi și știți ce n-am înțeles? Știu. Foarte simplu, chiar da. Dacă nu sunt specialist. Dacă e o lucrare de la zero, cu Dumnezeu da. Sunt canale în mijlocul drumului, dacă infrastructura aia de canalizare s-a construit de la zero. De ce Dumnezeu canalele alea păi sunt în mijlocul drumului? Într-un moment în care nu era încă refăcută lucrarea. Nu, e... Oricum, știți cum este. E o lucrare nu de la zero să... cu canale în mijlocul nu drumului. Poți să ceva de neînțeles. Face o lucrare atât de dificilă într-o lună.